Există o poveste care spune așa. În timpul de furtuni celebre cu beznă, ceață, tot ce vreți, o corabie, o navă specială a armatei britanice, străbătea furtuna, în ciuda toți erau uimiți, bă, ce poate asta? Dintr-o dată, din sens opus, niște semnale luminoase. Și ăsta, de pe vapor, transmite, sunt capitanul cutare al navei amiral a marinei britanice, vă rog, cine sunteți? Predați-vă, suntem armata britanică, corabia, nava, forța. Ăla continua să-i transmite semnal. Zice, evitați, schimbați cursul, sunteți în pericol. Zice, cum îți permis să-mi spui mie cu atâta? El tot prin bec. Sunt capitanul cutare, predă-te, ieși din dă-te din calea noastră, suntem o navă indestructibilă. La care asta, vă rog să schimbați cursul rapid, mai aveți 10 minute, 5 minute în care, dacă nu, are loc o coliziune groaznică. Tu nu înțelegi că sunt nava amiral a marinei regale. Dom'le, eu sunt tipul de la far. Crucea asta ne spune. Atenție! La țărm trebuie să ajungem liniștiți. Impactul cu moartea nu e întotdeauna în favoarea noastră. Dar, slavă Domnului, avem un far care ne poartă în furtuni. Nu ne este îngăduit în seara aceasta, din nefericire, să și dialogăm pe seama întrebărilor și răspunsurilor. Mă bucur dacă aveți întrebări. Să vi le puneți corect. Datorită faptului că un meci de fotbal e 90 de minute în aer liber, măsura este 60 de minute în aerul extrem de cald din sală. Dar ce vreau să vă spun este că oricând simțiți că aveți nevoie de întrebări și de răspunsuri, ridicați ochii, priviți spre cruce și fiți atenți la semnalul luminos pe care îl dă. De obicei vă va spune, știu că tu ești cel mai important om din lume. Știu că tu conduci cea mai importantă armată din lume, nevasta și doi copii. Așa e. Știu că ai toată cultura lumii la o dată, dar nu uita că eu sunt farul.